Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, astăzi am o problemă destul de mare, nu știu cum să vă prezint problema asta, dar o să vedeți imediat. Știți voi că m-am plâns că nu prea am clienți? Ei bine, în fața magazinului este dita mai coada, au venit tot felul de oameni pe aici și au început să mă întrebe de prețuri, au început să mă întrebe de marfă, de ce am, de ce nu am. Și sincer să fiu, nici nu prea știu ce să le răspund, sunt o grămadă. Aute, mai vine, mă, să nu zici că ăsta vine tot la mine. Ia să văd unde oprește, poate tot trece și se duce. Sau primă, bă, ești bă, du-te mă că ăsta vine tot la mine. Ia să-l întreb, să vedem ce face nenea asta. Au ce camionetă aici. Bună ziua! Bună ziua, nu vă supărați, am auzit că aici se vinde ceva, salată, fructe, roșii, de-astea. Mamă, da, eu sunt, dar acum sunt cam ocupat puțin, am o grămadă de lume pe aici, dacă mai așteptați puțin, e în regulă? Da, cum să nu. Bine, deci fraților, o grămadă de oameni pe aici, încă oamenii nu sunt, pentru că i-am lăsat să aștepte cam o oră, cam așa, până mi-am făcut și eu treburile. Și văd că nu e nimeni pe aici. E doar nenea asta care a venit acum. Restul cred că s-au dus pe aici, pe la magazin. L-am sunat eu pe ăla de la magazin și i-am zis: bă, vino și fă ceva cu oamenii ăștia, că sunt prea mulți pe aici, nici nu pot să ies din casă. Ca să pot să mă dau, vezi, Doamne, că nu eram acasă, ca să pot să fac treabă pe aici. Acum o să aștept să vină oamenii. Ia să decuplez și o remorcă. Mai am o grămadă de treabă pe acasă, dar dacă mi-au venit oamenii să le vând, o să mă apuc să le vând, o să-i aștept, să vedem care o să vină și cum o să vină. Să vedem ce o să le dau și cum o să le dau. Am de toate de vânzare, sincer să fiu, chiar vreau să fac vânzare foarte, foarte multă. Dar mai am de așteptat, o să mai vorbesc cu omul ăsta pe aici, o să descarc că am chemat mașină. Deci am mașină încărcată aici cu marfă, am chemat să ne apucăm de vânzare. Uitați-vă și voi cât de... Am mai luat roșii, am mai luat pe aici mobilă și ce am mai luat, ca să am ce să le dau la oamenii ăștia, că nu știu ce vor, și măcar să am marfă. Revenim după ce vin și oamenii. Băieți, au venit și oamenii pe aici, sunt o grămadă. Fiecare cu mașina lui, fiecare. O să le iau pe ăsta cu tractorul prima dată, că mi-a zis ăsta de la magazin, că el prima dată s-a oprit la magazin, după aia a venit la mine și după aia iar l-au luat ăștia la magazin. Să vedem ce o să vrea. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Spuneți, cu ce vă pot ajuta? Am văzut că aveți de vânzare și niște baloți. Da, cum să nu mai am o grămadă? Nu știu dacă vă încape dumneavoastră în asta cât am eu, dar să spuneți cam cât ar vrea să luați, așa. 3 aș dori, 3. Haideți să mergem cu tractorul în curte, veniți după mine și vedem dacă încape mai mult, eu v-aș da și mai mult, dar rămâne să vedem. Haideți cu bine, mine. Bine, bine, bine. Ia să dau tractorul la o parte, că oamenii ăștia sunt puși pe fapte, vor să cumpere. Ia să mă duc eu înainte. Mergem înainte și vedem cu omul ăsta cum facem să-i dăm niște baloți aici. Haideți, băieți, că intră nenea asta. Nu știu de ce a vrut el să dea cu spatele, că îi vine mult mai greu decât cu fața, dar na, dacă așa s-a gândit el. Sper să facă treabă destul de bună și să îi dăm baloți cât mai mult. Eu aș vrea să-i dau 4-5 baloți, să vedem cât încape. Ia să mă apuc de treabă, ia să-i zic să lași așa. Lăsați, domnule, așa, lăsați așa, stați așa, e bine, e bine. Bun, bun. A, să mă apuc de încărcat aici. Fraților, sper să facem bani astăzi, din câte am văzut o grămadă de oameni. O să muncim cu drag și spor fără niciun ajutor. O să-i pun vă 4, 5, îi pun 5 baloți, să vezi, de nu-l încarc cu 5 baloți și după aia îi dau la... O să-i zic că vezi, domnule, că nu știu ce, că sunt baloți de
calitate foarte bună și că trebuie să-i cumperi neapărat. Bre, asta e treaba, ți l-am încărcat, ți-am pus 5, sincer să fiu, n-am vrut să spun atât de mulți, că ai zis doar 3, dar eu ți-am pus 5 pentru că am niște baloți, sincer să fiu, nu cred că te mai întâlnești cu o calitate de asta în altă parte, așa că ți-am pus 5 ca să fie treaba bună și, sincer să fiu, nu te costă mai mult de 1350 de lei, pentru matale eu zic că e bine, a mai scăzut și la preț, ce zici? Bine, bine, Mitică, plătim acum. Mă bucur, că până la urmă doi baloți, știi cum e, mai ai animale, mai una alta, imediat se duc baloți, așa că... Na, 1350, îi număr acum și vă mai dau bon, eu aș zice să nu vă mai dau bon, că știți cum e ăștia cu... Trebuie să mă duc să plătesc impozit pentru banii ăștia, nu mai bine rămân mie. Ce ziceți? Lasă, Mitică, lasă, nu trebuie bon. Așa, ca să nu mai fac eu probleme, că și așa nu prea am bani și vreau să fac și casa anul ăsta, vreau să fac mai mult, așa că mai bine rămân eu cu mai mulți bani. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, da, sunt toți, mulțumesc frumos, haideți să vă însoțesc aici să ieșiți. Și fraților, prima vânzare pe ziua de astăzi, sper să fie toată treaba bună. Hai că acum luăm pe altcineva. Bună ziua! Bună ziua! Domnul, dumneavoastră sunteți cu duba asta albastră, cu mașinuța asta? Da, da. Cu ce vă pot ajuta? Ce ați vrea să cumpărați? Că am mai multe produse, am și făină, am și roșii, am și mobilă și de toate. Făină, aș dori 8 paleți, dacă se poate. 8 paleți, am înțeles. Păi... Haideți, puneți și mă dumneavoastră mașina aici mai în față, mai cumva, ca să puteți să vă încarc, ca să pot să vă încarc. Uite acum. Hai băieți că avem treaba astăzi, trebuie să punem și lua asta paleții. Muncim cu drag și spor fără niciun ajutor. Consumăm o grămadă de motorină la tractorul ăsta cu front loader. Da, măcar o să facem bănuți. Ia să vedem că băiatul ăsta zice că vrea 8 paleți de făină. O să-i dau cu 5 lei. 5 lei ori cât am zis ori 120. Așa, ori 8 egal pe mamă 48 de milioane de la omul ăsta. 48 de milioane trebuie să-i luăm de la omul ăsta. Uite ce frumos a făcut acolo. Gata, sunteți pregătit? Da, da. Bine, haideți că vă pun acum paleții, 8 ați zis, da? Da, da. Haideți să mă ajutați aici înăuntru. Acum punem. Gata, v-am terminat de încărcat, aveți de plătit undeva la 4.800 de lei, dacă am calculat eu bine, puteți să mai calculați și dumneavoastră, dar mie așa mi-a dat. Aveți în felul următor, v-am dat cu 5 lei, eu de obicei o dădeam și mai scump de 5 lei, dar pentru că ați cumpărat 8 paleți, v-am lăsat la 5 lei și atâta vă costă. Vă mulțumesc! Da? Bine! La revedere! La revedere! Fraților, avem multă treabă, uite, pleacă oamenii liniștiți, cu marfă, toată lumea pe aici activată, am mai scăpat din ei, sincer să fiu, au fost foarte mulți.
Acum să vedem ce vrea nenea asta. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? Bine ați venit la noi! Bună ziua! Aș dori și eu două bucăți de mobilă, dacă se poate. Două piese. Două piese? Păi avem așa în partea asta. Eu aici n-am decât una, dar mai am una în camion. Dacă vreți, vă dau pe asta așa și vă încarc și pe cealaltă. Dar să știți că este o mobilă mai scumpă, pentru că e o mobilă care se produce în 6 luni de zile. E ceva calitate de lemn și o vând la 120 de milioane bucata. Ar veni să dați undeva la 240 de milioane pe aceste două bucăți, sunteți de acord? Cred că totuși am atâția bani la mine și da. Ei, numărați-vă și în cazul în care n-aveți, avem și bancomat, puteți să mergeți la bancă și să-i scoateți, nu-i nicio problemă, dar să vă hotărâți. Vă mai las să vă mai gândiți, pentru că totuși e un preț destul de mare, gândiți-vă și îmi spuneți, da? Da, da. Bine. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Bine ați venit pe la noi. Bună ziua, domnul. Cu ce vă pot ajuta? Că avem multe produse pe aici pe la magazin, văd că aveți și mașină destul de mare, cu ce vă servesc? Aș dori și eu 4 paleți de roșii, dacă se poate, și 2 de salată. Mamă, păi să știți că paleții de roșii sunt cam 1600 de lei, ăștia 4, pe care îi cereți dumneavoastră. Și la salată, sincer, nu știu cât să vă pun prețul, v-aș lăsa-o la 2 lei. Eu o dau de obicei cu 3 lei și vă las la 2 lei. Deci asta ar însemna, stați puțin să fac un calcul și să vedem și câte kilograme au. Haideți cu mine să vedem. Numai puțin, hai. Deci la salată avem așa. Am o dată 280 de kilograme și vine 560 de lei și mai am o dată 400 de kilograme. Deci vine 280 plus 400. Plus 400 egal ori 2, vine 1360. Deci, având în vedere faptul că faceți atât, cumpărați atât de mult de la mine, ar veni să-mi dați, deci vine 1600, ar veni să-mi dați o grămadă de bani, ar veni să-mi dați 2900 de lei. Ce ziceți? Facem afacerea cu 2900? Bine, vine 2960 de lei, dar ăștia 60 de lei vi-i las de la mine pentru că, na, știți și dumneavoastră, sunt foarte scumpe toate și, na. Vi-i lăcum? Da, da. Bine. Hai că îl încărcăm pe domnul, dar mai întâi să întreb pe ăsta cu mobila ce a rezolvat. Domnul, v-ați gândit? Ce faceți? Cumpărați mobila sau aveți banii? Nu am banii, trebuie să mă duc la bancomat. Da, păi mergeți cu mașina, dacă nu găsiți bancomat, mai întrebați din om în om, pe aici pe stradă, că sigur găsiți bancomat, este unul singur și reveniți, da? Că eu sunt aici, mă găsiți până diseară la ora 5, nu plec nicăieri. Da, da, mulțumesc frumos. Hai băieți să-i punem camionul, ia, de fapt că o să-i conduc eu camionul ăsta. Haideți că vă iau eu camionul, că și așa vreau să-l pun eu, pentru că știu eu cum trebuie pus. Ca să pot să-l încarc și imediat termin. Bine. Băgăm camionul domnului aici. Domnul, v-am pus aici tot ce trebuie să-mi dați banii și mai am un client acum pe care îl aștept. Vă mulțumesc foarte mult că ați comandat de la noi, vă mai așteptăm. Sper că o să fie toată treaba bună, vă bucurați de calitatea produselor noastre și ne mai vedem. Mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc. Hai că l-așteptăm pe ăsta cu Dacia, trebuie să vină. Of, cu mobila lui, dar numai bine, până atunci descarc din camion, să văd să iau din camion mobila, ca să-i o pregătesc. Scumpă și mobila, o grămadă de bani o să facem astăzi, dar măcar nu mai suntem oameni săraci. Fraților, dacă m-ați promovat și voi pentru videoclipul de astăzi, de au venit atâția oameni să cumpere de la mine, dacă m-ați promovat, nu uitați să scrieți codul și anume acela te-am promovat, acesta este codul, dacă m-ați promovat, scrieți-mi în comentarii ca să știu de la cine au venit toți oamenii ăștia și cei care m-au ajutat să strâng acești bănuți. Sincer să fiu, cu banii ăștia, cred că o să mă apuc de construcția casei și o să mai fac una alta pe aici pe acasă, pentru că am nevoie de multe, multe îmbunătățiri
și chiar merit după atâta timp niște bani. Uite, chiar mai avem lemne de vânzare, uite că vine și ăsta. Mai avem lemne. Sincer să fiu, îmi pare rău că n-a cumpărat nimeni scândură, dar asta este, ce să faci. Uite că a venit și nenea. Domnul, gata? Da, da. Perfect, haideți că vă încarc acum, trebuie să mai descarc un palet din mașină și vi-l pun, vi le pun pe amândouă, v-am spus cât vă costă. Numărați banii și mi dați direct, că o să-i număr și eu și chiar mi-a făcut plăcere că ați vrut să le luați pe amândouă, că nu prea se vinde mobila asta din cauza că este foarte scumpă, dar vă asigur că este foarte calitativă. Bine. Bă, dar tragi de oameni ăștia să vorbească, frate, nu vorbește niciunul. Da, să văd cum fac cu camionul ăsta, ca să pot să-l extind puțin. Uite așa, scoatem macaraua, bă, dar băieți ăștia... Gata, domnule, v-am încărcat, uitați-vă, aveți acolo mașina plină, doi paleți cu mobilă. O să trebuiască dumneavoastră să vă chemați meseriași și să vă amplaseze, nu costă mai mult de 500 de lei pentru amândouă, sunt oameni care vor lucra toată ziua la dumneavoastră și cam asta este. O să număr și banii, să vedem dacă sunt toți și cam asta a fost, vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm, poate când o să mai primim mobilă, dacă mai dați comandă, să știți că trebuie să dați cu 6 luni înainte. Da, da. Bine, vă mulțumesc, la revedere. La revedere. Bă, fraților, bă, nici nu vine să cred că am terminat. Mi-a mai rămas și marfă. Sincer să fiu, am crezut că nu mai rămâne nimic, dar a mai rămas și puțină marfă. Chiar am rămas cu scândură destul de multe pe stoc, pentru că n-a cumpărat nimeni scândură, dar asta este. Fraților, știți că din toată suma asta trebuie să mai dăm și celor care au produs marfa, pentru că așa este în vânzări. Noi avem doar o mică parte din toată treaba asta. Și nu ne-am îmbogățit chiar așa cum am fi crezut, doar pe făină, banii pe făină o să-i luăm pe toți, din cauza că la făină știți destul de bine că am contribuit și am dat lui Nea Ionel, i-am trimis tot ovăzul, l-am trimis lui, că am zis că este mai bine așa să facă el făină și să vedem ce iese din toată treaba asta. Adică acei 8 paleți sunt integral asigurați, luăm profitul pe cei 8 paleți și chiar vreau să mă uit să văd că cam cât cântărește un palet din ăsta. Să văd dacă trebuie să mai dau paleți întregi și să păstrez eu banii sau nu trebuie să mai dau, ia să vedem dacă mai trebuie. Deci un palet de ăsta are 230 de kilograme, dacă fac un calcul simplu așa, eu am avut undeva la 7 tone. Ceva ce, deci 230 ori 16, mamă, deci vine vreo 20 de paleți, ba nu vine 20 de paleți, ba mai mult vine, vine 30 de paleți trebuie să vând, deci mai am de vândut o grămadă de paleți, 30 de paleți trebuie să vând, din care eu am vândut doar 8, vă dați seama? Deci, fraților, cam asta a fost cu videoclipul de astăzi. M-am cam încurcat prin calcule pe aici, pe acolo. Am făcut ceva bani, o să-i număr. O să vă apară pe ecran cam câți bani am făcut eu astăzi. O să trebuiască să mai fac zilele viitoare puțină ordine. Mai avem de muncă oricum, dar cam asta a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să spuneți codul. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă! We'll be right back.